Salutări tuturor! Vreau să vă arăt un aparat de ventilație foarte interesant. Sunt Ovidiu Țifui, ne urmărești pe casebune.ro. Acesta este un aparat de ventilație cu recuperare de căldură, care ventilează la ora actuală showroom-ul nostru de la Cluj. Practic avem două țevi conectate la exterior, o țeavă pentru aer proaspăt, o țeavă pentru aer viciat. Avem partea de distribuție de aer printr-o tubulatură specială antibacteriană. Schimbul de căldură, despre care se vorbește tot mai des și tot mai intens în zilele noastre în România, are loc în acest aparat, în zona de mijloc. Practic aici este un schimbător de căldură, ca un fagure, special, care recuperează atât umiditate, cât și temperatură. Este un recuperator de entalpie. Asta este țeava prin care aerul proaspăt de afară este aspirat și introdus în construcție, dar ca să vedeți care este calitatea aerului exterior în Cluj-Napoca, haideți să vă arăt filtrul, un filtru banal, un filtru simplu, primar, pentru a reține materiile grosiere aflate în suspensie în aer. Acest filtru se deschide foarte ușor, adică carcasa de acces. Ia să vedeți, după două luni de funcționare, cam astea sunt impuritățile reținute de acest filtru. Urmează să-l schimbăm, bineînțeles, fiindcă, după cum bine vedeți, se poate arunca la gunoi. Aceste particule, dacă n-ar fi fost reținute de către acest filtru, le-am fi inspirat în corpul nostru, ceea ce nu este deloc sănătos. După cum ziceam, pe aici se aspiră aerul proaspăt, pe tubulatura alăturată se evacuează aerul viciat din încăperi, nu înainte de a extrage toată energia și umiditatea din aerul evacuat într-un schimbător de căldură care se află în zona centrală a aparatului. Bineînțeles, aparatul este dotat și cu filtre fine în interior. După cum se poate vedea, avem aici panoul de comandă cu display, avem filtru pe partea de admisie, un filtru cu grad de filtrare F7, foarte bun, care, după cum vedeți, după două luni de zile de utilizare în Cluj-Napoca, a reținut foarte multe materii aflate în suspensie, printre care și carbon. Al doilea filtru este filtrul care filtrează aerul care se aspiră, aerul viciat care se aspiră din încăperi. Să vedem și acesta, care ne indică cât de curat este la noi în birou. După două luni de zile, să zicem că trebuie schimbat și acesta. Panoul de comandă are un display foarte simplu, monocrom, unde putem vedea câțiva parametri despre funcționarea acestui aparat. După cum puteți vedea, avem temperatura exterioară, care este de aproximativ 27 de grade. Temperatura în aparat după ce are loc schimbul de căldură, de 25 de grade. Debitul de aer vehiculat, aproximativ 156 de metri cubi pe oră, data, ora și treapta de ventilare, fiindcă aparatul acesta dispune de 4 trepte de ventilare. Haideți să vă arăt cât de simplu este ca să operați aparatul de ventilație, adică să-i modificați starea de funcționare. Puteți să o faceți printr-o simplă atingere pe display-ul acesta și iată, am crescut turația motoarelor pe treapta a doua. Automat ne indică și schimbarea volumului de aer vehiculat. Sau, dacă se optează pentru o variantă de comandă la distanță, putem acționa aparatul, bineînțeles, și de pe o aplicație. Este o aplicație simplă, unde avem opțiunea de a vedea parametrii
de funcționare a aparatului. Avem înregistrate inclusiv umiditatea aerului din exterior și interior. De asemenea, putem de pe aplicația asta să modificăm treptele de turație sau să-l punem pe modul plecat de acasă sau pe modul boost. Avem diferite modalități de setare și, bineînțeles, o flexibilitate foarte ridicată. Vreau să vă arăt acum ce se întâmplă cu aerul după ce trece de aparat, de schimbătorul de căldură. Pe partea de evacuare aer viciat, acolo, bineînțeles, îl evacuăm către exterior, prin tubulatura alăturată, dar pe partea interioară avem două distribuitoare care joacă și rol de amortizor de sunet. De ce este important un amortizor de sunet? Este ca zgomotul produs de motoarele din aparatul de ventilație să nu ajungă în tubulatură, fiindcă acel zgomot poate ajunge la fiecare gură de ventilație și poate fi deranjant. Iată că aici avem cele două distribuitoare care au și rol de amortizor, iar pe aceste distribuitoare se conectează tubulatura specială antibacteriană. De ce antibacteriană? Fiindcă nu dorim ca în tubulatura de ventilație să se dezvolte microorganisme, iar din această cauză utilizăm o tubulatură specială cu un strat de ion de argint negativ pe interior, care inhibă creșterea de microorganisme pe suprafețele interioare. Bineînțeles, o tubulatură rotundă de acest gen poate fi foarte ușor curățată cu un dispozitiv special în timp, dacă este nevoie, bineînțeles. Haideți să vedem și ce se întâmplă cu tubulatura care o vedeți conectată aici, cum este ea distribuită în biroul nostru. De acolo, practic toată tubulatura este trasă, da? Este un sistem de ventilație centralizat, avem partea de aer proaspăt care se împinge către încăperi și avem partea de aer viciat care este distribuitorul din partea din spate, unde aerul din încăperi aspirat se întoarce în aparat. Acest aparat de ventilație cu recuperare de căldură are o recuperare de căldură de până la 95%, 95%. Haideți să vă explic cum funcționează un astfel de aparat cu recuperare de căldură sau de entalpie. Practic, aerul din exterior este aspirat prin tubulaturi în aparat. Aerul viciat din casă, la fel, este aspirat cu ajutorul tubulaturilor în aparat. În aparat se află un schimbător care poate fi, după caz, un recuperator de căldură sau un recuperator de entalpie. Care este diferența dintre ele? Am să vă zic în curând. Practic, cele două canale se întâlnesc în acest schimbător de căldură, unde aerul proaspăt preia căldura sau entalpia de la aerul viciat care miroase, dar are energie, are umiditate, are căldură. Prin acest fel, aerul proaspăt intră în încăperi cu aproape aceeași temperatură și cu aproape aceeași umiditate care este în încăperi. De ce se întâmplă acest lucru? Nu dorim ca căldura, energia investită de noi în construcție, să ajungă afară, adică să încălzim mediul înconjurător pe banii noștri. Și, bineînțeles, să avem tot confortul din construcție pe care ni-l dorim. Care este diferența între un schimbător de căldură și un schimbător de căldură cu recuperare de entalpie? Vă explic acum. Schimbătorul de căldură simplu recuperează doar căldura din aerul viciat care se împinge afară, iar schimbătorul de căldură cu recuperare de entalpie recuperează prin membranele speciale și o mare parte din umiditatea aerului evacuat. Cel mai mare avantaj al unui aparat de ventilație cu recuperare de căldură este să te ajute să respiri un aer curat, un aer foarte curat, fiindcă puțină lume știe că în aerul din exterior
Avem tot felul de particule aflate în suspensie, particule nocive sănătății noastre, de la carbon, de la emisiile de eșapament sau centralele de bloc, până la, după cum am zis, puțină lume știe, particule abrazive de la sistemele de frânare ale automobilelor, care sunt foarte periculoase. Toate alea pot fi reținute în filtrele speciale ale unui astfel de aparat și nu ajung astfel în corpul nostru. Sunt Ovidiu Țifui, urmărește-mă pe casebune.ro ca să afli și alte lucruri despre sistemele de ventilație cu recuperare de căldură sau cu recuperare de entalpie. Numai bine, pe curând!